Poate ce vă vor încânta astăzi privirile cu niște mașinuțe pe stradă. Cred că o să vă placă foarte mult rugămintea ca voi de fiecare dată când vreți să întrebați ceva, să întrebați. Sunteți curajoși cu toții, nu? Foarte curajoși, așa? Bravo! Foarte extraordinar! Uite, se și vede băieții și fetițe care de care mai curajoși. Bine, atunci să începem și o să rog colega mea, agentul de poliție Aura Mureșan, să vă prezinte un filmuleț. Îmi spun indicatorul în mână. Îl vedeți? Care, unde miște indicatorul? Acela este indicatorul stop. Acolo trebuie să oprească mașinile. Trebuie să oprească mașinile. Uitați cum oprește, imediat oprește mașina. Mai spate să vedeți un loc de joacă pentru copii. Este locul de joacă pentru copii, unde este permis tuturor copiilor să se joace. Locuri special amenajate, nu pe stradă, nu pe trotuare. Deci copilași, pe unde merg mașinile, nu merg copilașii, decât în mașină. Ei nu merg singuri. Copilașii vor merge în locurile de joacă special amenajate. Pentru că pe stradă e periculos. Vedeți, pot veni mașini să vă accidenteze. Pe stradă circulați doar cu părinții sau însoțiți de persoane mai în vârstă decât voi, însoțiți de doamne educatoare. Urmează să vă prezentăm niște semne de circulație. Este un copil pe trecere de pieton, se uită în stânga-dreapta. Voi știți ce este un semn de circulație, copilaș? Da! Ia, cine vrea să-mi spună mie? Uite, care? Spune, hai spune tu, spune tu. Mircea. Hai zi, Mircea, te cheamă, spune. Ai emoții? Cine vrea să-mi spună atunci? Cine? Eu! Spune tu, hai să vedem, spune tu. Da? Așa, deci acolo e un semn care ne arată cum trebuie să ne oprim, într-adevăr. Și este să ai un indicator, îl găsim, am plasat pe un panou și îl găsim undeva pe marginea, străzii, da? Lângă trotuar. Să putem vedea, să știm ce avem noi de făcut când întâlnim acel semn de circulație. Cunoașteți în imaginea de sus cine este? Poliția! Și ce are în mână polițistul? Ce are în mână polițistul? Un semn de oprire, bravo! Deci ăla este un semn. Un semn care este pe o baletă, polițistul a spus. Sigur. Aici o să vedem un... Care știe ce... Care dintre copilași știe ce vedem aici? Sau știți? O spuneți toți, dacă... Ce vedem un? Așa, un semn a... Un semn a... Bravo, extraordinar. Voi sunteți pieton? Da! Păi toți oamenii care traversează strada! Mergem!
polițiști pe stradă. Ați văzut? Să facă, să facă treaba asta un polițist, să-l ajute pe pieton să treacă, să treacă strada. Ați văzut? N-ați văzut sau ați văzut? Pentru că... pentru că... Polițistul tocmai asta face. Are grijă ca toți cei care sunt angajați în trafic să respecte regulile de circulație. Ori, de ce să fac asta? Pentru a... Știți de ce trebuie să aibă polițistul grijă să se respecte regulile de circulație? Știți de ce? Să nu se întâmple... așa, accidente. Bravo! Și atunci noi să putem merge bucuroși la școală și de la școală la grădiniță, cum sunteți voi, și acasă. Ai văzut, ai văzut și așa cum? Când ai văzut? Și a venit poliția imediat. Vedeți? Ați mai aflat încă ceva. Ce face poliția? Deci ați văzut ce mai face poliția? Numai puțin ca să întrebați pe rând. Copilașii, să întrebați pe rând. Deci poliția ce face? Când se produce accidentul, vine poliția. Bun, și ați văzut, agentul de circulație dirigează circulația și ajută mașinile și piețonii să circule. Părinții,